Merge la leu sau cei cu ascendentul în leu? Mercur retrogradează în casa a doua, dragi. Și la una va retrograda și în semnul vostru. Ce trebuie să aveți voi în vedere? Că o să faceți multe cheltuieli nedorite. Probabil că dacă plecați în concediu, voi să cheltuiți pentru voi. Dar nu o să mai puteți să cheltuiți pentru voi, că na, e să face rău partenerului, mâncarea de la locul unde v-ați cazat nu e bună, trebuie să mergeți la alt restaurant. La fel nu găsiți loc la un local mai ieftin și trebuie să mergeți la unul mai scump. Pe plajă totul e scump, la munte totul e scump. Iată, trebuie să puneți altă benzină, vă mai vine o factură și acasă. Numai situații din acestea vor fi. Însă, gândindu-mă așa la această retrogradare, faptul că Mercur retrogradat se va întâlni cu cu Venus la un dat în Fecioară în casa a doua, eu cred că găsiți și soluții foarte bune pentru negociere. Așa că dacă vreți să negociați un contract, să zicem un salariu, un loc de muncă, un proiect, orice, să știți că aveți foarte multe oportunități săptămâna aceasta. Și ținând cont de faptul că soarele guvernatorul vostru este într-un aspect pozitiv cu Jupiter, aș putea spune cu cât cereți mai mult, cu atât veți primi mai mult. Nu trebuie să vă gândiți că ceilalți sunt obligați să vă ofere de la ei mai mult. Nu, vă duceți și cereți. Nu trebuie să vă gândiți, păi eu am valoarea asta, eu am CV-ul ăsta, am experiența asta, o să mă supăr dacă nu-mi dă atât. Nu! Săptămâna viitoare este să vă duceți voi să spuneți, eu vreau atât. Și nu mă refer doar la partea financiară, ci mă refer și la schimbul acesta de energie. Vrei să te ajut? Ok, te ajut să faci curățenie la tine în gospodărie, dar vreau și eu asta. Adică cereți, negociați, nu așteptați, nimisecuvinismul. Din ceea ce privește zona financiară și a resurselor, vă face mult rău săptămâna ce urmează. Mergem acum, iată, la Fecioară sau cei cu ascendentul în Fecioară. Mercur, guvernatorul vostru, retrogradează. Da, dar o face undeva unde nu vă prea priește, în casa a patra. Voi sunteți printre cei mai afectați de prima parte a retrogradării. De ce? Pentru că prin casă se mai degradează ceva, se mai strică. Ceva trebuie reparat, ceva trebuie înlocuit. Mă refer și la lucrurile electrocasnice, mă refer și la mobilă și la mai pică varul de pe pereți, probleme cu vecinii, cu administrația, cu proprietarii caselor unde stați sau dacă vreți să vindeți un imobil sau să închiriați, vi se promite, până vă duceți voi acolo s-a vândut deja și o zăpăceală și un stres și o perioadă din aceasta în care sunteți foarte, foarte anxioși, da? Pentru că atunci când vorbim de casa a patra, dragii mei, avem în vedere și liniștea asta sufletească. Iar voi nu veți avea, că acolo retrogradează Mercur, să spunem așa. Aș mai avea o rugăminte la voi, aici în jurul datei de, iată, 8 august, cum Mercur retrogradează se întâlnește cu Venus, ați putea să mai stingeți anumite conflicte cu părinții, cu alți membri ai familiei sau poate chiar cu familia partenerului. Că da, câteodată, oricât de mult ne-am dorit noi să ne avem bine cu toată lumea, mai există o soacră, mai există un socru, mai există niște cumnați, mai există niște cumnate și cumva, când credem că ne e viața mai frumoasă, apar oamenii ăștia să ne facă așa tot felul de surprize neplăcute, să spunem așa. Și da, vedeți că profesional sunt foarte multe oportunități, sunt și limite, dar important este să credeți în voi.